Au venit, au dat mâna, s-au fotografiat și au făcut declarații, însă fără a răspunde la întrebările presei. Așa a avut loc astăzi ședința comună de la Chișinău a guvernelor României și Republicii Moldova. Demnitarii au semnat mai multe acorduri pentru linii de sprijin la nivel de ministere. Între timp, pe unele străzi din centrul capitalei, circulația a fost restricționată, iar pe parcursul vizitei oficialilor, 250 de polițiști de patrulare au monitorizat și dirijat traficul rutier. Oficialii români au fost întâmpinați la intrarea în Palatul Republicii Moldova de omologilor moldoveni. Aceștia nu au ținut cont de măsurile epidemiologice și s-au salutat prin strângere de mână. Ulterior, miniștrii și prim-miniștri au făcut fotografii comune. În unele poze oficiale au purtat mască de protecție, iar în altele au pozat fără acest accesoriu. Nici distanța socială nu a fost respectată, asta chiar dacă la eveniment au fost prezenți și miniștrii sănătății. Mai apoi a avut loc ședința comună desfășurată cu ușile închise. Presa a avut acces doar pentru imagini protocolare. Ulterior au fost semnate mai multe acorduri pentru linii de sprijin la nivel de ministere, printre care asistența financiară nerambursabilă de 100 de milioane de euro oferită Moldovei de către România. De asemenea, a fost semnat acordul privind reducerea tarifelor pentru apelurile în roaming dintre cele două state, dar și cel care prevede reparația podului rutier peste Prut. La final, premierii Natalia Gavrilița și Nicolae Ciucă au susținut o conferință de presă. A fost o ședință de lucru, nu doar una festivă. Acțiuni cu impact direct asupra calității vieții cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. În acest sens, e o semnificație aparte decizia de a construi un pod nou peste Prut. E vorba de podul care va uni două localități cu același nume, Ungheni. Gavrilița nu a dat prea multe detalii la acest subiect, așa că nu se știe când va fi pornită construcția podului. În luarea sa de cuvânt, premierul Ciucă a spus că România nu este doar o pungă cu bani, dar și o țară membru UE, care poate oferi Moldovei sprijin în reforme și schimbările necesare, iar banul public de peste Prut trebuie să genereze și venirea capitalului privat românesc. Angajamentul nostru politic la nivel guvernamental va contribui la extinderea conexiunilor economice și investiționale bilaterale, precum și la promovarea produselor. Jurnaliștii nu au avut posibilitatea să pună întrebări, iar după conferință, miniștrii nu au ieșit la declarații. Reprezentanții guvernului au spus că aceștia sunt în imposibilitate de timp, asta chiar dacă inițial au întrebat jurnaliștii cu cine ar vrea să stea de vorbă. Doar vicepremierul Andrei Spânu a acordat câteva minute presei în care s-a referit la o eventuală posibilitate a Moldovei de a stoca gaze din România. În România s-a început procesul de exploatare a zăcămintelor de gaze din Marea Neagră, care de fapt ar putea fi și o sursă de livrare a gazelor produse sau extrase din România pentru țara noastră. Guvernele României și Republicii Moldova se reunesc pentru prima dată la Chișinău într-o ședință comună.